Delfinii sunt unii dintre cele mai inteligente mamifere de pe pământ, dar asta nu înseamnă că îi pot depăși pe rechinii obișnuiți. În acest episod veți vedea de ce este capabil să facă peștele vampir care te poate mânca din interior. Dar înainte să începem, puneți un like și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade. Creatura care vede 12 culori. El poate încălzi apa până la o temperatură asemănătoare cu cea a suprafeței solare. El vede de 4 ori mai multe culori decât noi. Cleștele lui sunt două arbalete încărcate cu o putere foarte mare. Această creatură trăiește la fundul oceanului și anume din cauza unor astfel de creaturi, oamenii nu au ce căuta acolo. Îi cunoaștem sub numele de creveți mantis și aceasta este una dintre cele mai uimitoare creaturi de pe planeta noastră. De fapt, acesta nu este un crevete, ci mai degrabă face parte din speciile stomatopode. El trăiește la adâncimi mici în marea tropicală și subtropicală. Este interesant faptul că acest rac are o memorie excelentă și este capabilă să țină minte indivizii care locuiesc lângă el. El îi recunoaște atât vizual cât și prin miros. Dacă omul poate distinge 3 culori esențiale, creveții mantis pot distinge 12, adică cu 9 mai mult decât noi. Imaginați-vă o culoare care nu poate fi imaginată, apoi faceți asta de 9 ori la rând. Balenele ucigașe sunt niște lupi adevărați. De dinții lor nu pot scăpa nici păsările sau mamiferele, precum delfinii și balenele simple. Dar oare prădătorul este periculos pentru oameni? Da, nu o singură dată prădătorul a atacat omul. Toate incidentele au avut loc în acvarii, iar victimele erau antrenori. De obicei, oamenii singuri provoacă animalele, obligându-le să facă trucurile care nu le plac. Din fericire, în mediul natural, balenele ucigașe niciodată nu au atacat oameni. Ei fie că sunt indiferenți față de oameni, fie că devin curioși. Oare de ce prădătorul nu atacă oamenii? Balenele ucigașe și oamenii se întâlnesc în apele reci, de aceea scafandrii sau surferii sunt îmbrăcați în costume de protecție. Și din această cauză, balenele nu simt o plăcere să rugume costume din cauciuc, în timp ce în apă există alte vietăți mai bune. Lampredele este un prădător care își atacă victima cu dinții, îi mușcă pielea și se hrănește cu sângele bietului pește. Până nu demult, se considera că lampredele mari nu sunt periculoase pentru oameni. Au fost raportate doar câteva cazuri a unor atacuri eronate care s-au încheiat imediat după ce prădătorul a înțeles că a atacat un om și nu un pește. Recent au apărut câteva mesaje tulburătoare de la oamenii de știință, pescari și martorii oculari de pe coasta germană a Mării Baltice. În mesaj se zice că un turist de 60 de ani înota în largul mării când brusc a simțit o durere înțepătoare. Instinctiv s-a apucat de locul rănit și a simțit ceva alunecos și lung. După câteva încercări, bărbatul a reușit să rupă acest ceva de pe corp și a înotat spre mal. Dar după asta, bărbatul de nou a fost atacat, de data aceasta de picior. După examinarea rănelor de pe spate și picioare, pescarii locali au ajuns la concluzia că bărbatul a fost atacat de o lampredă mare. În percepția noastră, rechinul este asociat cu un pește foarte periculos pentru oameni, însă există specii mici care nu sunt periculoase pentru oameni sau pentru alți locuitori marini, și asta este rechinul lanternă. Dar există și o altă specie de rechin mici care provoacă multe neplăceri cetățenilor. Pentru prima dată această specie a fost găsită lângă Brazilia, o femelă minusculă a cărei lungime era de doar 14 cm. Rechinii strălucitori sunt paraziții a altor vietăți marine, însă ele nu trăiesc pe corpul sau în corpul victimei, ele pur și simplu se hrănesc pe baza altor pești mai mari, mușcând din ei bucăți mari de carne. Fac asta doar datorită structurii speciale a dinților și gâtului. Datorită dinților ascuțiți, ei pot rupe o bucată destul de mare de carne din corpul bietului pește.
cel mai feroce pește din Amazon este somnul mic Candiru. Acesta este singurul pește care parazitează în sângele victimei sale. Această creatură se orientează după scurgerea apei din branhii și după mirosul de amoniac care excretă peștii în timpul respirației, iar atunci când se apropie de pești, intră în branhiile lor. În ciuda dimensiunii sale de 2-3 mm, Candiru se poate umfla și cu aripioarele ei ascuțite se agață de corpul victimei. Singura metodă de îndepărtare este intervenția chirurgicală. Localnicii se tem de ea mai mult decât de o pirania. Cealaltă poreclă a lui este vampirul brazilian. Până la saturația completă, Candiru are nevoie de doar un minut sau două. După aceasta, Candiru se desprinde de victimă și se îndepărtează de ea. Viermele tropical Polychaete marin Eunice afrodiotis locuiește în apele tropicale a Oceanului Pacific și Indian. Este răspândit în toată Japonia, insulele Filipine, de la estul Africii până în Indonezia. Această specie de vierme trăiește la o adâncime de până la 40 de metri. Iubește să stea în lagunele mai puțin adânci și printre corali. Adulții au 670 de segmente, au o lungime de 300 de centimetri, o grosime de 2,5 centimetri și cântărește 433 de grame. Viermele Eunice afrodiotis este violet cu tonuri de roșu, auriu și maro. Culoarea lor variază de la individ la individ. Merită de remarcat stilul interesant de viață al acestui vierme prădător. De obicei, el se scufundă în nisip lăsând doar capul la iveală. Pe timp de noapte, prădătorul atacă rapid pe cei care trec pe lângă el, adică crustaceele și peștii. El iese doar cu 30 de centimetri din pământ și apucă victima cu maxilarele sale puternice. Dacă vânătoarea nu a fost una de succes, viermele este capabil să nu mănânce în jur de un an, deoarece viermele nu are organe auditive și vizuale. El detectează prada prin vibrația apei și cu ajutorul celor 5 fire chitinoase. Reprezentanții speciei Eunice afrodiotis seamănă cu monștrii din filmul Tremors, Dune și Star Wars. Deseori viermii ajung accidental în acvariile marine unde mănâncă viețuitoarele de acolo. Morena este un pește răpitor periculos, care reprezintă un pericol chiar și pentru oameni. Mușcătura morenei este una dureroasă și se vindecă foarte greu. Sunt posibile complicațiile sub formă de sepsis până la gangrena. Peștii care se află lângă o morenă deja sunt condamnați la moarte. Peștele prins în gura cu dinții îndoiți, în încercarea de a scăpa din capcană, își provoacă mai multe răni. Și chiar dacă printr-o minune victima reușește să scape, ea oricum va deceda din cauza sângerării și infecției care apare din cauza bacteriilor aflate pe dinții murenei, într-o cantitate foarte mare. Murena stă ascunsă printre corali sau pietre și își clatină capul dintr-o parte în alta. Iar când zărește o potențială victimă, prădătorul iese din așa numita vizuină și în doar câteva secunde o omoară. Delfinii sunt considerați unii dintre cei mai deștepți locuitori subacvatici de pe pământ. Există multe specii ale acestor mamifere, care au anumite caracteristici și obiceiuri. Mii de ecologiști și oameni de știință urmăresc zilnic activitățile delfinelor și studiază în mod regulat comportamentul lor, făcând niște descoperiri uimitoare. Unii cred că delfinii sunt pești, însă ei aparțin clasei mamiferelor. Corpul delfinului este acoperit cu enzimi de grăsime care furnizează alunecarea în apă. Datorită acestui lucru, ei înoată cu o viteză foarte mare. Însă, din cauza acestei caracteristici, pielea unui delfin este în mod constant ștearsă și se spală cu apă. Din această cauză, corpul este forțat să regenereze stratul superior al corpului. Apropo, delfinii care trăiesc în largul Floridei au inventat o tactică unică de vânătoare. Unul dintre ei face cercuri în jurul stolului de pești, ridicând tot nisipul de la fund, iar peștii înconjurați sar din apă și cad direct în gura delfinilor. Această tactică unică a fost observată de mai multe ori încă din anul 1999 și doar în zona arhipelagului american Florida Keys.
Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!